importante. Unul a fost legat de susținerea pe care ne-am angajat să o dăm și prin protocol transportatorilor cu privire la creșterea explozivă a RCA-ului. Este clar că foarte mulți transportatori nu vor rezista să plătească RCA-ul și procesul va fi similar cu cel care s-a produs în industria IT și în construcție. Adică vom avea transportatori străini dacă nu se face ceva. Sigur, firmele vor fi germane, austriece, franceze, cu șoferi români. Dar companii românești de transport nu vom mai avea. Un alt subiect discutat a fost că